Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiților credincioși, mulțumesc Preasfințitului Flavian și Preasfințitului Dionisie, fiindcă m-au lăsat pe mine să vă zic eu astăzi cuvântul de învățătură. Preasfințitul Flavian a fost la slujbă și duminică la București, la Megitia și îl înțeleg că un pic obosit, Preasfințitul Dionisie răgușit. Așa că îmi revine mie să vă vorbesc astăzi despre Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Și fiindcă de multe ori ne-am mai întâlnit la acest ram și cunoașteți viața lor, aș vrea, dragii mei, să vă vorbesc astăzi, de fapt, despre Maica Domnului, fiindcă suntem sub acoperământul ei prin sărbătoarea nașterii ei. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a vorbit, ne descrie un moment când Mântuitorul propovăduia oamenilor, era într-o casă și la un moment dat vine cineva și-l anunță și spune: mama ta și frații tăi sunt afară. Și Mântuitorul le răspunde: mama mea și frații mei sunt acei care ascultă cuvântul Dumnezeu și îl fac pe el. Voi pleca de la acest pasaj astăzi în cuvântul meu și iată ce vreau să vă vorbesc. Dacă mergeți prin Cluj, dacă mergeți prin Timișoara, dacă mergeți prin Brașov și cred și prin alte orașe din țară, eu acestea le cunosc mai bine și Sibiu, veți vedea, dragii mei, sectanți umblând cu trolele după ei, vânzând cărți, propovăduind credința lor. Majoritatea acestor sectanți nu cred în Maica Domnului, nu în sensul că nu o cinstesc, nu îi dau cinstea cuvenită, nu o supravegherează așa cum facem noi ortodoxi. O consideră unii dintre ei o femeie obișnuită, care după ce a născut pe Mântuitorul a mai avut și alți copii. Alții chiar vorbesc mai urât de Maica Domnului. Unul din pasajele din Evanghelie care îi pune pe ei în dificultate este acesta de astăzi, în care spune: mama ta și frații tăi sunt afară. Și ei motivează, plecând de la acest pasaj scripturistic, că iată, vedeți, Maria din Nazaret a mai avut copii. Și cei care nu cunosc Sfânta Scriptură, Sfintele Evanghelie, cei care nu au fost atenți la învățăturile legate de Maica Domnului din bisericile ortodoxe, iată de multe ori încep să încline la propovăduirea lor și să spună: da, așa este, așa spune acolo, așa este. Nu este așa, dragii mei. Nu uitați că logodnicul Maicii Domnului Iosif, el a mai fost căsătorit. Și tradiția bisericii ortodoxe spune că el a avut copii din prima căsătorie. Și acei copii sunt frați vitregi ai Mântuitorului. Mai mult decât atât, coborându-ne în mentalitatea oamenilor de atunci, acum 2000 de ani, la poporul evreu, dar în general și în lume de atunci, a te numi frate, modul lor de a trăi era într-un fel de a trăi în familie, ca un fel de trib. Deci trăiau apropiați sau împreună și verișori, neamurile, erau de obicei împreună și lucrau împreună. Și ei spuneau frați la toți, deși verișori între ei se numeau frați. De aceea cei care erau afară și îl căutau pe Mântuitorul erau frații vitregi a Mântuitorului, ci erau verișori de a Mântuitorului și aceia erau numiți și se numiți în această Evanghelie frați. Maica Domnului a avut doar un singur fiu, cel născut prin minune dumnezeiască, de la Tatăl cel Ceresc prin Duhul Sfânt, fără sămânță bărbătească, pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Ca să vedeți că Maica Domnului este cu adevărat binecuvântată între femei, ca să înțelegeți că Maica Domnului este minunea minunilor, comoara cea mai mare a noastră, a oamenilor,
Vreau astăzi să vă citesc din Sfânta Scriptură trei locuri în care ni se vorbește și ni se arată despre binecuvântata Maica Domnului. Dacă, nu știu dacă s-a înregistrat, dacă ascultați predica Preasfințitului Flavian de ieri de la Megidia, acolo veți vedea, veți auzi despre prorocii din Vechiul Testament, deci anunțuri date de Dumnezeu poporul evreu despre Maica Domnului. Veți vedea că evreilor li s-a descoperit că va fi o fecioară deosebită și că din ea se va naște Mesia. Li s-au descoperit în lor. Eu astăzi voi completa ce a vorbit Preasfântul Flavian la Megidia și vă voi da câteva exemple din Noul Testament în care ni se arată darul mare al Maicii Domnului și veți vedea că sunt din trei surse de fierete. Una este din popor, a doua este de la Elisabeta și a treia chiar de la Maica Domnului. Când este un praznic al Maicii Domnului, la Sfânta Liturghie, cum a fost ieri, de exemplu, se citește o Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, în care ni se vorbește despre primirea în casă a Mântuitorului de către Lazar cu surorile sale, Marta și Maria. Și spune Sfânta Evanghelie că Marta se ocupa să pregătească masa, să pună masa Mântuitorului și ucenicilor și celorlalți. Se silea spre multă slujbă. În schimb, sora ei, Maria, sta lângă Mântuitorul la picioarele lui și asculta cuvintele Mântuitorului. Și Mântuitorul, ați văzut ce frumos le spune, Marto, Marto, te grijești, spre multe te silești. Dar un lucru îți trebuiește, iar Maria, partea cea bună și-a ales. Arătând că Maria, ascultând pe Mântuitorul, era mai zidită decât și Marta, deși Mântuitorul le laudă pe amândouă, care se ocupa de problemele acestea de hrană, care erau și ele necesare. Dar mai departe, Mântuitorul a vorbit lor și celor care erau în casă și spune că din popor s-a înălțat un glas care a spus așa: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Despre cine vorbește acea voce din popor? O femeie a ridicat glas din popor și a spus aceste cuvinte. Vorbește despre Maica Domnului. Iată, o fericește pe Maica Domnului, ea care l-a purtat pe Mântuitorul și care l-a hrănit cu lapte pe Mântuitorul. Iată, dragii mei, un om din popor care a ascultat cuvintele Mântuitorului, așa a fost marcate de ele, încât n-a putut să se abțină și a spus: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii care ai subit. Și de aceea Sfinții Părinți au așezat această Evanghelie la sărbătorile Maicii Domnului ca o mărturie a unui om din lumea iudaică de atunci, mărturisind despre Maica Domnului. O altă mărturisire este cea a Sfintei Elisabeta. Vă aduceți aminte? Elisabeta a rămas însărcinată cu Sfântul Ioan Botezătorul. La 6 luni, Maica Domnului Nazaret primește vestea cea bună, are loc buna vestire. Și de la Duhul Sfânt, în pântecele Maicii Domnului, Dumnezeu se unește cu firea omenească și astfel Maica Domnului rămâne însărcinată, având în pântece pe Dumnezeu întrupat. Și necunoscând multă lume, a alergat la cea mai apropiată persoană pe care o avea Maica Domnului, Iosif, deja era, nu era acasă, era plecat, și aleargă la Elisabeta, verișoara ei. Și când a ajuns la Elisabeta, și și-au dat închinăciunile care se dădeau de întâlnire, pruncul Sfântul Ioan Botezătorul în pântece Elisabeta a săltat de bucurie. Și spune că Elisabeta a strigat cu glas mare și a zis, fiți atenți ce a spus: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine? Căci iată cum fug glasul închinării tale într-o urechile mele, săltata pruncul cu bucurie în pântecele meu.
Iată ce frumos spune Elisabeta și Zaharia, știți prea bine, erau oameni credincioși, erau oameni foarte evlavioși, cu o viață frumoasă, o viață curată. Și Elisabeta, iată, plină fiind de Duhul Sfânt, spune: binecuvântată ești tu între femei, adică între toate femeile din lume, de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, de la început, de la Eva până la sfârșit, Maica Domnului este cea mai binecuvântată. Și binecuvântată este rodul pântecii de tău. Și recunoaște Elisabeta că în pântecele Maicii Domnului s-a întrupat Domnul Dumnezeu. Iată, dragii mei, o altă mărturie lăsată în Sfânta Evanghelie de astăzi. În Sfânta Evanghelie care se citește seara la priveghere pentru sărbătorile Maicii Domnului, se mai citește și atunci când se cântă în biserică paraclisul Maicii Domnului. Iar Maica Domnului ce spune? Și asta a treia mărturisire care vine din partea chiar a Maicii Domnului, care spune așa: mărește suflete al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că iată, a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui. Ce spune Maica Domnului? Că de acum mă vor ferici toate neamurile. Dragii mei, Maica Domnului știți prea bine că este cel mai smerit om născut vreodată. Un om smerit care gândea și spunea că când era la templu și a stat la templu până la vârsta de 15 ani, de la 3 ani, și studiau acolo, aveau program de studiu a scripturilor lor, a evreilor, a legii mozaice, și dădea peste prorociile legate de Maica Domnului. Ce spunea Maica Domnului? Dacă mă va învrednici Dumnezeu să o cunosc pe aceea și să-i fiu slujitoare ei, i-a slujit toată viața mea la picioarele ei. Deci ea era smerită, dar și-a dat seama, deci i-a spus Arhanghelul Gabriel la una vestire, că ea într-adevăr a fost cea aleasă. Și atunci a spus că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Lucruri scrise în Sfânta Scriptură. Cum, dragii mei, sectant care te lauzi că citești Sfânta Scriptură și citești nea, nu înțelegi aceste cuvinte? Nu înțelegi că Maica Domnului este cel mai mare dar care l-a putut da omenirea ca să putem să poată omenirea să mântuiască? Nu putea altfel ca Dumnezeu să se întrupeze decât dintr-un lucru curat, într-un vas curat. Dar acest vas curat a venit, dragii mei, nu numai curățit de Duhul Sfânt, din cauza că Maica Domnului a avut doar un singur păcat, păcatul strămoșesc moștenit prin naștere, de la Adam și Eva, în continuu. Ci ea a luptat și a conlucrat cu Darul Dumnezeu și iată că și-a păstrat mintea, trupul, sufletul curate și a făcut posibilă întruparea lui Dumnezeu în pântecele Fecioare Marie. Iată, dragii mei, trei mărturii pe care mi-aș dori să le țineți minte și să vă întăriți în credință și în evlavia față de Maica Domnului și să-i combateți pe sectanții care vorbesc împotriva Maicii Domnului. Plecând de aici, dragii mei, ce vreau să vă spun? Când vorbim despre Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbim de Maica Domnului, vorbim de, iată, două persoane deosebite. Mântuitorul este Dumnezeu. El este absolutul bunătății, absolutul dragostei. Iar când vorbim de Maica Domnului, vorbim de acest om deosebit față de toți oamenii în sensul virtuților creștinești. Și acum vă pun o întrebare. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu desăvârșit, iată, întrupat, unit cu firea omenească, deși firea omenească și-a păstrat voința și firea dumnezească voința ei, deci Mântuitorul a fost o singură persoană, dar două firi, firea dumnezească și firea umană. Firea dumnezească cu voința ei, firea umană cu voința ei. Dar firea umană a Mântuitorului s-a supus tot timpul voinței dumnezeiești. Această supunere, logic, ne duce pe noi la concluzia că Mântuitorul, ca om, cum a iubit-o pe Maica Domnului? Vă pun întrebarea altfel ca să înțelegeți.
luați din lume, să spunem, cel mai bun fiu a unei mame. Cel mai bun fiu a unui... Cum își iubește mama lui? Dacă fiii buni își iubesc mama atât de mult, până la sacrificiu chiar, un om normal, dar cu o deosebită dragoste față de mama lui, și în general copiii își iubesc părinții, sau ar trebui să-și iubească părinții într-un mod deosebit, se sacrifică pentru mama lui. Da, păi, Iisus Hristos, a cărui voință umană era supusă voinței dumnezeiești, absolutul dragoste, cum și-a iubit mama? Și-a iubit-o dincolo de puterea noastră de a gândi. Și dincolo de puterea celor mai buni fii din lumea aceasta să-și iubească mama lor. Deci clar că Fiul lui Dumnezeu și-a iubit și iubește mama într-un mod deosebit. Dar Maica Domnului, cum și-a iubit Fiul? Într-un mod deosebit. Ca cea mai bună mamă care, cum să vă zic, a existat vreodată și va exista pe pământ, și iubește Fiul. Deci dacă mama își iubește Fiul și Fiul își iubește mama așa, cum, dragii mei, să nu așeze de-a dreapta sa? Cum să nu asculte? Și ca să vedeți în încheierea cuvântului de astăzi, vreau să vă spun să vedeți ce putere are Maica Domnului în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și aceasta este descris de o altă evanghelie, care poate de multe ori am trecut-o așa cu vederea nepătrunzându-i înțelesul. Este vorba despre nunta din Cana Galilei și prima minune făcută de Mântuitor. Știți că a fost o nuntă în Cana Galilei, nu este departe de Nazaret. Neamul Simon Zelotul, viitor apostol Simon Zelotul, a fost acolo în mine. A fost invitată și familia Maicii Domnului și a venit Maica Domnului, a venit cu Mântuitorul, cu câțiva ucenici Mântuitorului. În timpul nunții, Maica Domnului a observat că ei nu mai au vin. Și era un lucru jenant să chemi oamenii la nunță și să nu ai vin. Maica Domnului a observat și, fiind bunătate, s-a gândit cum să-i ajute pe ei. Și de aceea îl roagă pe Fiul și spune, nu mai au vin. Mântuitorul a înțeles de ce a spus Maica Domnului acest lucru. Și fiți atenți ce spune Mântuitorul. Ce ți este ție, femeie? Timpul meu încă nu a venit. Cu alte cuvinte, dragii mei, Dumnezeu avea un plan al Său. Și avea, bineînțeles, un plan când să înceapă minunile, fiindcă propovăduirea Mântuitorului a fost tot timpul argumentată prin minuni. Dar Mântuitorul, Dumnezeu, nu avea atunci plan să înceapă minunile. Și totuși Maica Domnului, văzând necazul, să zicem, sau problema peste care dădeau nuntașii, atât îi spune fiului tău, nu mai au vin. Și mai departe, ce face Mântuitorul? Maica Domnului nici nu i-a spus mai mult. Nici nu s-a mai rugat mai mult. De ce? Fiindcă Maica Domnului știa cine a avut în plânge, știa cine este Fiul ei, știa că este Dumnezeu și știa că, fiind Dumnezeu, îi va ajuta pe ei. Și n-a spus decât, s-a întors către oameni de acolo și a spus, aduceți vasele cu apă. S-a întors către ei și a spus, faceți tot ce vă va spune El. Deci Maica Domnului deja știa că Mântuitorul nu-l va lăsa inima, să folosesc așa o expresie de-a noastră omenească, și îi va ajuta. Și Maica Domnului tot le spune, faceți ce vă va spune El. Și atunci Mântuitorul spune, aduceți vasele cu apă. Și au dus acele vase mari, împlute cu apă, și Mântuitorul le-a binecuvântat transformând apa în vin, și astfel a apărut prima minune. Dragii mei, iată ce putere are Maica Domnului, că atunci când îl roagă pe Fiul ei, practic nici nu l-a rugat pe Fiul, i-a spus doar atât, nu mai au vin, dar se înțelege că prin aceste cuvinte este o rugăciune adresată Mântuitorul, Mântuitorul i-a și răspuns și a schimbat planul său și a început să facă minunile mai repede. De aceea, dragii mei, noi creștini avem această mare evlavie la Maica Domnului. De aceea noi alergăm cu atâta dragoste și ne rugăm Maicii Domnului că atunci când trecem pe cazurile noastre. De aceea citim sau oricărui creștin nu ar trebui să-i lipsească zilnic o rugăciune adresată lui Dumnezeu în Sfânta Treime, Mântuitorul Iisus Hristos și neapărat Maicii Domnului. Bineînțeles,
că un astfel de om, cum a fost Maica Domnului, trebuia să aibă și niște părinți deosebiți. Și știți prea bine cum cei doi bătrâni, care erau necăjiți că nu aveau copii, i-a binecuvântat Dumnezeu cu cel mai frumos, cea mai frumoasă fată a tuturor timpurilor, cu Maica Domnului. Maica Domnului s-a născut din acești doi părinți evlavioși, care aveau o viață curată și fiți atenți ce însemna viața lor curată, nu numai cu o viață ferită de a face păcat, nu numai o viață în care era închinată rugăciunii, muncii împletită cu rugăciunea, dar aveau și o viață în care erau apropiați de templu, de biserică. Și spune că ei își împărțeau ce câștigau în trei, o parte o dădeau la templu pentru Dumnezeu, o parte o împărțeau săracilor și oamenilor necăjiți și doar o parte, a treia parte, și o țineau pentru a putea ei supraviețui mai departe. Știți prea bine cum au fost jigniți când am găsit scris undeva că atunci când au plinit 50 de ani de la căsătorie, durerea lor era mare când aveau copii și au luat daruri și s-a potrivit să fie și o mare sărbătoare la templu în care slujea arhiereu. Arhierei slujeau la sărbătorile mari. Și atunci s-au dus cu darurile la templu și au stat la rând să fie primite de marele arhiereu. Și când a ajuns și Ioachim să dea darul la templu, arhiereul de atunci i-a spus, nu ți se cade ție să aduci darul, ci să stai la urmă, fiindcă nu ai copii în Israel. Și a nu avea copii în Israel, dragii mei, era considerat ca și cum ai fi o familie blestemată. Atunci oamenii, familiile își doreau copii. Motivul pentru care își doreau copii este simplu, dar foarte frumos. Ei aveau în conștiința lor religioasă faptul că va veni cândva Salvatorul, Mesia. Ei știau că, nu știau când exact, dar fiindcă nu știau când, spuneau să aibă măcar urmași care atunci când vor veni să-L vadă pe Mesia, să se atingă de El, să fie binecuvântați de Mesia și astfel tot neamul lor, toată seminția lor să fie binecuvântată. Și de aceea era o mare dorință de a avea copii. Pe lângă factorii sociali, că atunci când aveai copii, puteai să supraviețuiești, avea cine să te ajute, o familie putea munci și să meargă mai departe, era acest lucru religios, dragii mei. Cineva din neamul meu să ajungă să-L vadă pe Mesia. De aceea, ca o paranteză fac, mai este o tradiție la noi în România, sau era, din păcate, iată, modernismul, secularizarea aceasta, face ca să piardă această tradiție, fiecare familie, cel puțin în Moldova, își dorea ca unul din copiii lor să ajungă să slujească lui Dumnezeu, să meargă în mănăstire, să fie măcar monah, dacă nu chiar era monah, și să slujească lui Dumnezeu zi de zi. Era o dorință mare în familie de creștini de atunci. Acum, dacă un copil dintr-o familie spune că vrea să duce la mănăstire, e un dezastru. Familia cade în deznădejde. Fiindcă oamenii și văd copiii, sigur, doctori, ingineri, savanți, așa mai departe. Dar lumea trece. Și ce frumos este să ai cineva din familia ta care slujește Dumnezeului celui veșnic. Poate. Și vă las să vă gândiți și la acest aspect. Așa era și atunci, dragii mei. De aceea arhiereul i-a spus, du-te la coadă că nu ai copii în Israel. De aceea un altul de la rând care stătea i-a spus, de ce ai stat în față? Nu știai că tu trebuie să fii ultimul, stai în fața noastră care avem copii și voi nu aveți copii? Lucrul acesta a fost o mare necaz și o supărare pentru Achim. Și el atunci și-a spus în mintea lui, Doamne, nu vă mai întoarce acasă, mă voi duce în pustie, nu voi mânca, ci mă voi ruga până când vei asculta rugăciunea și ne vei da un copil. Avea aproape 80 de ani, 70 de ani. Ana era acasă când a auzit ce s-a întâmplat la templu și ea a ieșit în grădina ei și a început să se plângă la Dumnezeu, să roage. De obicei, femeile simțeau cel mai greu acest lucru, fiindcă ele se considerau vinovate ca fiind sterpe. Știți? Și ea suferea foarte mult și foarte frumos în viața lor, spune că s-a uitat într-un pom și a văzut un cuib unde era o păsărire cu puii ei și spunea, iată că
păsărica asta are pui ei, iar eu n-am măcar un copil. Și în momentul acela, Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gabriel și a anunțat-o prima oară pe Ana, de durere era foarte mare, și a spus că, iată, veți avea un copil, veți avea o fată binecuvântată, puneți-i numele Maria. Și apoi a spus lui Achim, și lui Achim i-a spus, ca să vezi că acest lucru se va împlini, să crezi, du-te la templu și te vei întâlni cu Ana la poarta aceea de aur. Ana, după ce a primit această veste, este unde a alergat? Prima oară la templu, de ce? Să-i mulțumească lui Dumnezeu. I-a răspuns la rugăciune. S-a dus să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și aici fac iarăși o paranteză, dragii mei. De multe ori ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute într-un lucru. Ne ajută Dumnezeu, dar uităm să mai mergem să și mulțumim lui Dumnezeu. Ana a alergat la templu și la templu a venit și Iachim din munte s-au întâlnit la poarta cea de aur și este o foarte frumoasă icoană. Am văzut-o undeva pictată când Iachim și Ana se întâlnesc în fața porții și se îmbrățișează că iată Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Și printr-o relație normală, dar la o vârstă înaintată, Dumnezeu dezlegând pântecele Ane, ei vor zămisli pe Maica Domnului. Acuși o să servăm și zămislirea Maicii Domnului. Oricum, Maica Domnului, să știți, a fost un prunc al dorinței și al rugăciunii. Ei, la vârsta asta, nu mai era vorba de plăcere. Dumnezeu special a lăsat să se întâmple acest lucru, ca iată, întreg procesul acesta de zămislirea Maicii Domnului să fie un proces așezat sub umbrela curățeniei, a dorinței binecuvântate, a lacrimilor și a rugăciunii. Și așa s-a născut Maica Domnului și aceștia sunt părinții ei, Ioachim și Ana, pe care îi sărbăm noi astăzi. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, și să aveți pe Maica Domnului tot timpul alături de dumneavoastră, în mintea și în rugăciunea dumneavoastră, căci cu ajutorul ei putem să mergem către Dumnezeul nostru, care se vine toată slava, cinstea și înțelepciunea vecii vecilor. Amin. Să ne trăiți prea sfințită.